Nu, mi-ar place să trăiesc cu bani puțin, dar nu prea știu prețurile și odată am luat cireșe cu de 10 ori mai scump. Pentru că eu nu prea cumpăr, știți? Erau 5 lei kilo și am dat 50 de lei. Pentru că, nu știu, vorbeam bani vechi, bani noi, eu am dat și mi-a spus la cineva, zic, băi, ești cu capul cis de aur, ce-ai făcut? Nu. Eu nu-mi cumpăr haine, îmi cumpără soția. Nu știu, eu mă la restaurant cu băieții mei și comand ei, adică eu nu sunt atât de... Eu pot să mănânc foarte simplu, sunt pe alte post în care mănânc, povesteam la mama mea care am zis ca să aibă o viață mai bună, hai să mâncăm supă, ciorbă de cartofi, niște fasole, o varză murată și gata, și trăim foarte bine. Dar viața sau conjunctura, anturajul nu-mi dă voie, adică sunt la tot felul de mese de astea, o spețe în care trebuie să fiu foarte, foarte atent cum te menții la, că altfel o iei razna, te faci și gras și nu știu ce. Și vârsta nu-ți mai permite să nu fii atent la tot ce, la toată partea de alimentație. Așa că nu știu cât cheltui, dar nu cheltui mult și n-aș vrea să cheltui mult. Dar nu sunt un om pretențios, adică aș putea sta în lucruri simple. Cât bani aveți în acum? Acum? Nu știu, 700 de lei cred că am. Dar i-am luat ieri că am scos niște bani la bancă, de obicei n-am decât cardul și 100 de lei. Am luat ieri niște bani pentru că spunea cineva că este o cofetărie deschisă și m-am dus cu nepoata mea să-i arăt. Dar am bani și am luat la un bancoman niște bani, de-aia știu de 700 de lei, că altfel nu aș fi știut. Deci nu. 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 Asta e o chestiune care, cum să vă spun, am fost cu niște prieteni care erau pe la echipa națională în Brazilia și toți aveau dolari, ce se cumpăra acolo în Brazilia, ce dolari în Brazilia ce erau pe acolo. Și eu aveam un card, eu cu asociații mei, eram de 10-15 și când se plătim la mază, îi plătesc cu card. Și îmi plăteau mie așa și chiar și mie ți stăteau mai mult. După vreo două zile, asta vreo 5 zile împreună, zic, băi, hai să vă spun ceva, acum am făcut vreo 2000 de euro, hai să vă dau înapoi să mâncăm împreună. Nu, n-am bani, știi, niciodată n-am putut bani la mine, pentru că cardul mi s-a părut că e suficient. Și eu. Deși când mă las fotbal, mai sunt oameni care vin după mine să ne mai ajung cu ceva, cu 102 de lei sau nu știu ce. Aici e o chestiune care iar e o cutumă făcută în fotbal românesc, cum că ăla care e în fotbal are mulți bani și cum să ajute pe toți. Și am tot felul de cerințe de astea, de cereri de astea, pe care cumva le ajută, dar nu sunt nici de mare filantrop și câteodată îmi pare rău că nu pot să ajut mai mult. Numai că știți cum e ajutorul ăsta, cumva trebuie să aibă o anumită o stare în spate. De acum nu are chiar nevoie, îi dau totul. Dar dacă știu că vine cu cineva și spune că toți au necaz, atunci încep să-ți amestece gândurile. Care e cea mai mare extravaganță pe care ați făcut-o? Pe ce-ați dat cineva? Păi, ce întrebare mi-a spus. Cea mai mare extravaganță care am simțit-o eu? Cred că am fost la niște restaurante Michelin pe New York. Mi s-a părut că nu face masa cât a costat, știți? Deci am fost la un restaurant Michelin cu un prieten lângă Lyon, Paul Bocuse, care e cel mai mare bucătar francez, și a fost un preț, într-adevăr, dar ala mi s-a părut ok. Adică ok pentru anturaj, de masă. Cât a plătit atunci la Lyon? Cred că a plătit vreo 2800 de euro. Și la Lyon? Nu mai știu tot, 1000 și ceva, 2000 de euro, dar nu, cumva mi s-a părut că e prea, prea mult pentru tipul ăsta de serviciu și te apuc tot felul de alte remușcări. Și pe ce vă place să cheltuiți bani? Sau nu credeți că rentează? Aș vrea să nu, ce nu rentează. Să știți că asta cu masa nu rentează. Decât dacă ești un degustător, să știi. Deci ăștia să dai bani pe mâncare nu rentează, cum cred că banii pe mașini scumpe nu rentează. Deci vedeți că iau o mașină foarte scumpă, dar mă chinui de o săptămână să o vând și am să o vând să-mi iau una electrică. Și merg foarte puțin cu mașina. Merg mai mult cu avionul în București și acolo folosesc alte. Uber-ul e cel mai sfânt acum, inclusiv metro. Adică am lucruri de-astea care pot să le utilizez. Cu o mașină scumpă, dar depinde de vârstă, știți? Dacă aveam 25 de ani, 30 de ani, dacă aveam o mașină scumpă, eram cel mai șmecher din lume, da? Lucrurile se așează în tine, adică, da. Când ați circulat în metro? Da, când? Joia trecută. Joia trecută, da, am fost la București. Da. Păi, în București, în România, numai cu metro ăla. Nu, numai în București poți să ai metro în România. Deci am fost joia trecută la București și, într-adevăr, am mers din Piața Victoriei la Aviatorul, foarte scurt, dar am mers. Când mi-era mai aproape. Care e cea mai mare